Rapid Craiova 1-2 alături de mine în platou la această oră, Iulian Miu. Te salut din nou, Iulian. Salut. Mulțumesc de prezență. Impresii despre acest meci până vin de acolo reacții și până să intrăm în analiza, mă rog, momentelor, fazelor importante. Știi cum e viața unei echipe? Se pot schimba total datele problemei într-un meci când rămâi cu un om mai puțin. Contează foarte mult la nivelul ăsta și s-a și văzut. Craiova a doua repriză a pus o presiune mare de tot. Ușor, ușor au dus mingea aproape de careul advers și au venit și cele două goluri pe final. Și multe alte ocazii. Și alte ocazii. Păi de asta, au pus presiunea de care... S-a jucat parte doar în care... Doar, nu știu dacă puteau să reziste. Și de asta trebuie să... Fii atenți, fotbaliștii, când fac genul ăsta de intrări. Adică să iei două cartonașe galbene din nimic. Adică n-ai... Păi Belu, că până la urmă a luat două galbene și a venit și cartonașul roșu. Că tu ai dreptate, pentru că eu mi-am notat aici, în prima repriză, raportul ocazilor e 2-0 pentru Rapid. Golul și încă ocazia lui Hlistei. Craiova n-a avut nicio ocazie cât timp s-a jucat 11-11. Repriza a doua, în afară de cele două goluri marcate, mi-am notat alte 5 ocazii. Sunt ocazii multe și presiunea, adică ai adus mingea. Și atunci când aduci mingea aproape de careul advers, bineînțeles că apar și aceste ocazii. Nu poți să reziști mai mult de 45 de minute, că se joacă poți și... Poți să reziști, că se poate întâmpla orice în fotbal, dar trebuie un noroc ieșit din dar comun. Dar de ce? Adică iei un cartonaș roșu atunci când e nevoie. Da. Hai să ascultăm pe Alb, o primă reacție de la stadion. Pentru... Bună seara! Nu mă așteptam, sincer. Cred că dacă jucam 11-11, nu știu dacă aveam vreo ocazie clară. Se pare că doar așa puteam să pierdem, să-i ajute arbitrii, pentru că primul cartonaș galben la Belu nici n-a fost. Este joc de bărbați, nu cred că este joc de femei. La prima atingere galben, fault, nu se poate așa ceva. Dar cred că doar așa puteau să ne oprească. Dezamăgire mare, final incendiar. Da, vă dați seama, pentru că am jucat din minutul 30-35 în 10 oameni. Chiar dacă au avut acele ocazii, este normal, pentru că cred că au jucat cu tot ce avea un atac. Dar ne-am ținut foarte bine. La golul 2 a fost fault. Două faulturi în aceeași fază și ne-a dat și am luat gol. Dar asta este. Nu cred că sunt eu în măsură, dar să discuți și să vorbesc despre arbitru, dar nu se mai poate. Nu se poate așa ceva. A fost derby? Da, pe orice meci îl tratăm, mai ales cu... echipele de tradiție, nu? Le tratăm ca un derby. S-a văzut asta și în tribună. Nu știu dacă s-a auzit galeria adversă. S-a auzit doar ai noștri. Le mulțumim. Ne pare rău că nu am putut să le facem o surpriză în seara asta, dar ne înțeleg, sunt lângă noi. Au văzut și ei ce am luptat până în ultima clipă și am lăsat totul pe teren. Multă lume te vedea la echipa națională, totuși nu faci parte din lot. Tu te așteptai să fii convocat având în vedere startul acesta de sezon al Rapidului, sincer? Da, sincer mă așteptam să fiu convocat, dar asta este. M-a făcut să mă ambiționez mai mult, să trag mult mai mult la antrenamente și așa voi face până la următoarea convocare și sper că voi fi convocat. Dacă nu, voi munci mult mai mult. Mulțumesc! Mersi frumos, salut! Bun, l-am auzit pe Albu, îl acuză pe arbitru, dar de arbitraj ne ocupăm ceva mai târziu. Înțeleg că au fost incidente inclusiv după finalul partidei și vreau să vedem niște imagini. Cu Regecamp, care era să-l fie lovit cu o sticlă aruncată din tribune. Înțeleg că jucătorii, staff-ul Rapid, atenție la aceste imagini, că le-am reluat. Înțeleg că au fost aruncate foarte multe sticle cu apă pe... Suporterii rapidiști supărați și s-au manifestat așa cum vedem. Înțeleg că sunt supărați, ești supărat, nu ai putea spargi capetele oamenilor că ești tu supărat. Trebuie să fii atent. Uite, cine să fie atent? Tot jucătorii trebuie să fie atenți, nu? Trebuie să fii atent la genul ăsta de meciuri. Am jucat și eu foarte multe meciuri de genul ăsta și atunci trebuie să fii atent. Se discută, se liniștesc lucrurile, se face o strategie, se așteaptă... Da, astea sunt imaginile în care Craiova practic părăsește gazonul pe la intrarea ambulanței, da?
se ajunge și pe acolo, se ajunge și pe acolo la vestiar. Păi, se ajunge și pe acolo, dar da. În mod normal o echipă îmi spui niște lucruri de parcă așa e normal să se întâmple ce vedem aici. Mai ai puțin și spui că e normal să fie scoși cu scutierii. Nu sunt lucruri normale, dar la unele meciuri să știi că pentru liniște și să nu iasă scandal, poți să ieși și pe acolo. Nu sunt lucruri normale, dar uite că se întâmplă. Da. Bine că totuși lucrurile n-au degenerat, pentru că inclusiv în timpul meciului... Trebuie să găsim soluții. Inclusiv în timpul meciului au fost aruncate sticle din... până să se fluiere finalul partidei. Bine, a mai fost și incidentul din minutul 49 cu acea petardă aruncată, mă rog, care l-a accidentat pe Piliaceri, dar a avut nevoie de îngrijiri medicale. Și aici vedem reprezentanții Craiovei vorbind cu cei de la jandarmerie, care bănuiesc că și filmează, cred că are o cameră în mână, cel de la jandarmerie. Da. Hai să mai luăm o reacție de la Arena Națională. Îl ascultăm și pe Dan Istor, care, după părerea mea, a făcut o partidă foarte bună în această seară. Un meci extraordinar din multe puncte de vedere, sau? Eu zic că a fost un derby în adevăratul sens al cuvântului, atât în tribune cât și pe teren. Cred eu că a meritat victoria și ne bucurăm pentru aceste 3 puncte. Având în vedere paradele pe care le-a avut Horațiu Moldovan, credeai că nu puteți să întoarceți scorul, deși ați jucat o repriză cu un om în plus pe teren? Sincer, mă așteptam să nu mă grăbim nici măcar un gol. Pentru că azi vreau să-l felicit, a fost senzațional și cred că dacă va ține așa, va ajunge foarte, foarte sus. Felicitări lui, dar eu mă bucur foarte mult că azi am câștigat 3 puncte. Totul e bine când se termină cu bine? Da, au fost câteva, să zic așa, era locul la final, dar tot este ok. Marković marchează și pleacă la Națională. Alți jucători credeau sau sperau să fie la Națională de la voi, bănuiesc că și tu, și nu e în caz. În primul rând, cred că va trebui să-l rechem un pic pe Marković când va veni la Națională, pentru că avem foarte multe chestii discutate, pus la punct. Dar asta le vorbim în bucătăria noastră. Mă bucur foarte mult pentru el, este o întâlnire de perspectivă și sper să crească. Are calități, sper să-și le pună în valoare. Bineînțeles, dacă va fi folosit. Referitor la... Ne doream câți mai mulți jucători să fie naționali, dar asta a fost decizia selecționerilor și o respectăm, ce putem să facem. Scoate din bucătăria voastră. De ce? Ce aveți să-i reproșați? Pentru că ratează foarte mult și dacă vrea să se transfere la un club mai mare, trebuie să dea gol la fiecare ocazie care o are, pentru că cred eu că astăzi a avut niște ocazii foarte, foarte mari. Cum vezi lupta pentru calificarea în play-off? Ați văzut și noastră, este o luptă foarte, foarte, foarte grea. Practic, să zic, echipele după, să zic așa, clinceni, bineînțeles, este începutul campionatului, dar ce am văzut în aceste etape care au trecut, clinceni, să zic așa, nu cred că mai sunt echipa care erau în trecut, dar restul cred că mai toate echipele vor avea șanse la play-off. Crezi că acest meci s-ar putea juca și în play-off? Îmi doresc din tot sufletul, pentru că astăzi a fost o atmosferă extraordinară. Mă bucur foarte mult că cei de la Rapid au revenit în Liga 1 și sper să fie atât de meci din Liga 1 asemenea atmosferă, și pentru că fotbalul fără spectatori nu are nicio valoare. Deci îți dorești Rapidul în play-off? Da, îmi doresc foarte mult acest lucru. Mulțumesc! Mare drag! Da, adevărul că cred că multă lume își dorește ca acest meci să fie văzut și în play-off. Foarte interesant ce spune de Marković. Și aici, în platou la noi, Basara Panduru spune același lucru, are multă calitate, bine că a slăbit față de sezonul trecut, dar trebuie să învețe să fie mai puțin individualist și să, acolo în fața porții, să găsească alte soluții. El a fost împrumutat la Clinceni. La Clinceni, acum are l-am hai că te întrerup, că vorbește și Găman. Zici? Bună seara, în primul rând. Da, bineînțeles că speram, după ocaziile avute, știam că o să vin la un moment dat golul. Venit și chiar am sperat la victorie. Mă bucur că am câștigat. A fost un derby? Eu zic că da, din toate punctele de vedere. Ați văzut ce atmosferă frumoasă a fost în tribună. Fotbalul românesc avea nevoie de Rapid în Liga 1. Și le urăm bun venit și să continue să vină număr mare, pentru că fac o atmosferă frumoasă. Cum a fost reîntâlnirea cu foștii colegi de la Astra? Pentru că ai povestit, ai vorbit înainte de meci cu Dan Dea, Moise... Da, între noi a rămas un respect reciproc, avem anumite performanțe împreună, momente frumoase împreună, trăite. A fost frumoasă, dar pe teren nu ne cunoșteam. Această pauză cauzată de meciurile echipei naționale e binevenită pentru voi, pentru Craiova?
Eram într-o creștere din punctul meu de vedere al jocului și cred că era bine să avem etape în continuare. Dar nu avem ce face, mergem la Brașov să ne pregătim câteva zile și sperăm să venim mai puternici de acolo. Tu ai fost convocat în trecut de multe ori la Națională, speri? Ce să zic, selecționerul are opțiunile lui, l-a și afișat, le știți, așa că trebuie să le respectăm. Dar ești dezamăgit? Nu, de ce să fiu dezamăgit? Eu sunt bucuros, nu ești acolo. Mă bucur de fotbal și tot ceea ce mă oferă ziua de mâine, mă bucur de ea. Mulțumesc! Da, l-am ascultat pe Găman. Te întrebasem despre Marković. Merită o discuție pentru că e un jucător, inclusiv la echipa națională, un jucător despre care s-a discutat foarte mult în acest. Până la urmă marchează în seara asta, dar are de toate în istor. Ratează niște ocazii. Ce impresie îți lasă? Să știi că nu e așa ușor să ajungi în fața porții. Înseamnă că simți anumite lucruri. Simți ceea ce se poate întâmpla și te poziționezi în niște locuri unde, să știi că alți jucători nu știu să facă, nu simt acest lucru. Și atunci, uite, și aici ele, da? Da. Ratează, vine pe colțul scurt, contează foarte mult să ai aceste ocazii, dar contează și mai mult să dai și goluri. Și aici, să știi că el pleacă foarte bine la limita offside-ului, vine mingea și dă acest gol. Ia, aici, nu știu, cred că avea de pe comentariul și Emil Gădinescu, cred că și Horațiu Moldovan putea să facă mai mult. Putea, da, să facă, nu știu, ori îi sare mingea, ori o vede sare târziu, ori... Nici nu dau seama dacă această minge e pe cadrul porții în momentul în care el o atinge. E pe cadrul porții, el nu o știu. Atinge și din mâna lui se duce în bară și de acolo vine în teren mingea. Bine, dacă arata și de acolo Marković, adică era prea de tot. Da, e bine, să știi că goală. Contează foarte mult să ai ocazii, spuneam și mai devreme, contează și mai mult să dai golurile din aceste ocazii. Eu știu, da, dacă dai jumătate din... Revenim la Arena Națională, l-ascultăm pe Laurențiu Reghecamp. Cum ai trăit finalul de meci în primul rând, să o luăm cu sfârșitul meciului? Eu cred că mai important a fost meciul și nu ceea ce s-a întâmplat după. Un meci deschis, v-am spus de la început, noi ne-am creat foarte multe ocazii, mai ales după cartonașul roșu pe care cei de la Rapid l-au primit. Cred eu că în repriza a doua am făcut un joc foarte bun. Prima repriză nu a fost ceea ce mi-aș dori eu să mai văd la echipa noastră. N-am avut niciun fel de agresivitate, n-am făcut niciun fel de presiune, adică lucruri pe care noi le antrenăm și mă gândesc mereu ce se întâmplă când repriza a doua echipa noastră arată mult mai bine. Când spuneam finalul meciului, mă refeream la ultimele 10 minute de joc, nu la ceea ce s-a întâmplat după. Am înțeles. Eu cred că totul a fost normal, am avut foarte multe ocazii, trebuia să marcăm mult mai devreme. Portarul lor a fost foarte inspirat astăzi, a scos câteva mingi incredibile. Mă bucur pentru echipă, mă bucur pentru Colici, în primul rând, care a reușit să marcheze. Mă bucur pentru atitudinea care au avut-o și pentru faptul că au încercat până în ultimul minut să câștige meciul. Nistor, chiar și Găman lăudau atmosfera, Nistor chiar și ambii se bucurau de revenirea Rapidului în Liga 1. Nistor chiar o dorește în play-off. Tu vezi ambele echipe jucând în play-off? Mi-aș dori, pentru că la ceea ce se întâmplă în tribune și la cum sunt susținuți acești jucători și această echipă, ar fi păcat să nu ai mai multe meciuri într-o asemenea atmosferă. Eu nu sunt supărat, chiar dacă au fost anumite incidente după meci, e normal. Oamenii trăiesc, îi cunoaștem, știm ce se întâmplă. Îmi place atmosfera și mă bucur la fiecare meci pe care joacă Rapidul și văd asemenea oameni venind la stadion. Cum privești această pauză? Cum vine? În primul rând, câte zile libere le dai? Dacă... Noi avem 3 zile libere, după care urmează două săptămâni, pentru că noi jucăm luni cu Sepsi și avem destul timp. Vom merge la Poiană și vom pregăti echipa două săptămâni. Marković la Națională meritau și alți jucători de la Crăciun? Nu, cred că trebuie să mă întrebați pe mine. Vă dați seama, selecționerul are un plan, meciurile pe care le are de disputat și le-a analizat. Știe pe ce jucător să se bazeze. Eu nu am decât să-i pregătesc pe jucător și la fiecare meci să-i fac să joace mai bine și dacă merită să fie chemat la echipa națională. Vor fi transferuri la Craiova și aici mă refer și la plecări și la veniri?
mai mult ne gândim la veniri. Da, or să fie. E posibil să se schimbe unul, să se schimbe portarul, să plece un portar și să vină altul? Nu, aici știu, nu cred că am avut vreo discuție în direcția asta, deci cred că sunteți eronat. Mă gândesc că îl doriți pe Plamen Iliev, care e liber de contract, eu așa am auzit. Sau nu dumneavoastră, ci e dorit la club. Ați auzit greșit. Eu n-am auzit de asemenea lucruri până acum și cred că dacă s-ar fi discutat acest lucru, sunt sigur că Mihai ar fi fost, eu aș fi fost primul om cu care discuta. Piliaceli rămâne? Continua? Sigur. Mirco are contract. Eu sunt foarte mulțumit de ceea ce a jucat. Sunt sigur că va continua contract. Sunteți mulțumit de faptul că sunteți prima echipă care marchează în contra Rapidului? Nu, sunt bucuros că am câștigat 3 puncte. Pe mine nu mă interesează aceste lucruri. Astea trec foarte repede. Rămân cele 3 puncte, rămâne meciul, rămâne rezultatul. Restul este istorie. Aș vrea să vă întreb și de ceea ce s-a întâmplat la liderul ligii întâi. Vi se pare... No comment. Vi se pare normal în 2021 în România să se întâmple ce s-a întâmplat la Cluj? Ați văzut. Vreau să... Și nu mă refer doar la demiterea lui Șumudică, ci la felul în care a fost îndepărtat. Nu este normal, mai ales că este vorba de echipa campioană, este echipa care ne-a reprezentat în preliminari în Champions League. Dar, încă o dată, nu este problema mea, nu vreau să discut acest lucru, nu este ok să se întâmple asemenea lucruri și dacă demiți un antrenor ar trebui să existe o discuție, fair play între conducere și antrenor, să se pună la masă și să se termine discuția cât mai amiabil. Mulțumesc frumos, felicitări și o seară bună. Cu mare drag. Da, l-am ascultat pe Ricky Kampf. Tu spuneai că decisiv a fost eliminarea. Dacă ne uităm la cum s-a jucat până atunci, îți dau de trate. Dar pe de altă parte, cred că în repriza a doua, după părerea mea, și te întreb dacă tu crezi la fel, diferența a fost făcută de bancă. Adică ce a venit de pe bancă la Craiova, Colici, Bayram, ca să mă refer doar la ei doi, după părerea mea au intrat și au adus plus valoare, și ce jucători au intrat la Rapid care practic n-au contat. Ai dreptate, contează foarte mult, nu numai primul 11, contează da. Și ce vine de pe bancă. Întotdeauna și cum schimbi, contează tu să fii inspirat ca antrenor. Trebuie să și ai, dar... Să știi că rămân la părerea mea că Belu a luat cam, să zic așa, cam rapid cele două cartonașe galbene. Într-o, cum ai spus și tu și am văzut cu toții, într-o perioadă când Rapidul nu avea probleme. Mergem repede la Arena Națională, să ascultăm și pe Săpunaru. A fost un meci de bun, Cristi? Nu, cred că s-a rupt echilibrul la eliminarea lui Belu. Cred că am câștigat meritat, am încercat să luptăm, dar asta e, la sfârșit am pierdut. Tensiune multă, cum a fost arbitrajul? Nu discut despre arbitraj, sunt oameni în măsură să discute despre arbitraj, nu am nicio treabă cu arbitraj, că vreți să mă întrebați ceva despre echipa noastră sau... Eu nu mai discut despre arbitraj, nu. Poate să greșesc asta. E dureros că a venit exact înaintea pauzei cauzate de meciurile naționale, e prima dureros, înfrângere, a venit primele goluri. Meci, dar nu așa. Nu cred așa că meritam să pierdem așa. Nu dezvolți? Singura mea nedumerire este dacă primul fault al Rubel a fost galben. În rest, n-am nimic să reproșez de mine. Nici și dacă la ultima fază, dacă de obicei, dacă ești faultat înainte și îți rea un adversar mingea, se anulează avantajul și primești fault. Dar nu mai contează, nu asta, s-am pierdut mai de la faultul ăsta. S-a spus, la eliminarea lui Belu s-a pierdut echilibrul jocului. Știi cât s-a terminat și cum a fost ultimul meci dintre această echipă a Craiovei și Rapid? Parcă același scor. Daniel Niculae a deschis scorul și Craiova a bătut cu 2-1. Nu mai contează. Atunci Rapidul a retrogradat, de aceea te întrebam. Acum situația pare și este mult mai bună, din multe puncte de vedere. Greșesc? Rapid o să-și revină, nu vă faceți greșe. Un meci nu strică atmosfera de la Rapid. Se aude, e atmosferă bună în vestiar. Trebuie să ținem capul sus, e începutul campionatului, etapa 7, mai sunt de jucat
23 de etape și vedem după aia ce se întâmplă. Mai e nevoie de jucători? Mai trebuie să facă rapid transferuri acum pe finalul perioadei? Salut, Dande! Nu. Nu știu măsură să vorbesc despre așa ceva. Eu sunt mulțumit de jucătorii care am în echipă și merg cu ei la război în orice meci. N-am niciun fel de probleme. Fanii au început să viseze după startul perfect de campionat și de aceea... Fanii să viseze tot timpul, pentru că iubesc echipa asta ca și familia lor. I-ați văzut la stadion. Au strigat și până în minutul 94 și după meci sunt alături de noi și cred că împreună formăm o familie care se numește Rapid București. Apropo de familie și adversarii voștri, vă doresc în play-off și sunt fericiți de revenirea Rapidului în... Mă refer aici la Nistor, la Găman, au spus-o în direct. Să dea Dumnezeu să ne vedem în play-off. Noi, v-am spus, obiectivul nostru e salvarea de la retrogradare. Cu cât vom câștiga mai multe meciuri, va fi mai bine pentru noi. Ce se va întâmpla mai târziu, nu pot să vă spun acum. Singura chestie care ne dorim, să acumulăm, am ajuns de multe puncte ca să scăpăm de retrogradare. Trebuia să fie Cristi Săpunaru la echipa națională? Trebuia să fii convocat? Trebuia să te sune? Cine să mă sune? De ce să mă sune? Selecționerul, antrenorul secundar național. La echipa națională, eu am spus, cred că cred, de părerea mea proprie și personală, nu vreau să influențez cu nimic. Cred că meritau alți jucători de la Rapid să fie la echipa națională. Nu au fost convocați, acum este decizia selecționerului, el răspunde pentru rezultate, nu noi. Uite, Nistor spunea că care a trecut pe lângă noi acum, că trebuia să fii și tu. Na. Sunt alți jucători tine care merită să fie la echipa națională și care cred că își vor face treaba destul de bine. Tu ai mai fost odată convins să te întorci la național după ce te-ai retras? De aceea insist pe acest subiect. A fost cu totul și cu totul altceva. Am 37 de ani. V-am spus, sunt jucători tineri care merită să fie la echipa națională și care au un viitor în față. La 37 de ani ce să mai sper? Când văd Rapidul meu și... La felul în care joci... Păi nu ți-a apelat televizor că nu transpir? Ai transpirat azi? Păi să le dau tricourile după mie să vadă dacă transpir. În prelungiri ai transpirat la acea fază? La care fază? Când a fost acel contact, când erai atacant. M-a lovit, nu știu ce s-a întâmplat. Chiar n-am văzut că era în spatele meu. Păcat că n-am putut să le oferim suport victorie și astăzi. Asta e singurul meu regret. Am pierdut un meci, se întâmplă, mergem mai departe, mergem la UTA cu aceleași gânduri care am avut și până acum, de a scoate puncte și vom vedea ce va fi mai departe. Mulțumesc frumos și o seară mulțumesc bună. Mulțumesc și o seară bună. Da, ne mutăm dintr-o zonă în alta și îl ascultăm pe Mihai Iosif. Mulțumim că ne apreciază, dar noi încercăm să facem tot ce putem și Dic vedem la după scaun, cred că am spondiloză la spate. Cred că la primul galben care l-a luat Belu nu a fost niciun galben, iar la al doilea gol al lor, cred că a fost fault clar la Alami. Ciupituri, mereu peste noi, am făcut o repriză foarte bună, prima, am rezistat în a doua repriză, am avut și multă șansă în a doua repriză, dar dăruirea jucătorilor a fost exemplară și felicit pe această cale, nu doar pentru meciul de astăzi, cât pentru toate aceste 7 partide jucate. Păi nu știu ce o să se întâmple dacă îmi pleznește inima. Probabil va veni familia mea peste ei și o să le arate cum suntem noi. Dacă îmi pleznește inima de nervi, nu știu, atâtea vorbim, asta e problema în România. Iosif, că nu știu ce, vă dați seama cât am mai chestiunea, nu începe meciul, nu te ridica, nu... Ce aveți, mă? Da, nu mai. Asta este fotbalul. Au avut foarte multe ocazii pe repriza a doua, dar cred că meritam un rezultat de egalitate, cred că era echitabil. Un gol senzațional. Un gol senzațional, cred că e golul carierei. Categoric un gol senzațional. Păi nu, asta e în istoria Rapidului. Când merg lucrurile bine, trebuie să se întâmple ceva. Probabil deranjăm, cum am deranjat de la înființare. Cred că deranjăm. Dar ce anume? Da, clar. Nu numai eu. Și jucătorii eu simt cel mai bine din teren. Spune arbitru după meci, spune unuia dintre noi, a fost faul, dar n-a căzut. Probabil trebuia să-i rupă genunchiul. Ce trebuia să facă? La Alami mă refer. Lași faza, merge faza mai departe și revii. Și dai fault. Nenea Radu Petrescu. Nu e vorba de apărător. Noi vrem să fim
corect, să fim judecați corect. Ba da, avem președintele care cu siguranță va spune părerea clubului. Eu nu sunt așa diplomat. Eu sunt bezea, nu sunt diplomat. Sunt respectați antrenorii în România? Cred că e mult circ, mult circ. Antrenorii aici. Hai, ce treabă antrenorii? Iarbă, fire, asta e. Nu laptop și carnețele. L-ați văzut vreodată pe Mircea Lucescu cu carnețel sau cu laptop? L-ați văzut? Și e cel mai mare antrenor din România. L-ați văzut pe Naimie Nei? L-ați văzut pe Victor Pițurcă? L-ați văzut pe Cosmin Orăreu? I-ați văzut cu laptopul și cu... Nu, aici, de aici vin. Am văzut un antrenor la Cluj care a ținut o ședință într-un garaj. În garaj o să țin și eu, că ne antrenăm azi la Buftea, mâine până Bercin, poi mâine până, nu știu, pe unde putem. Dar, încă o dată, vreau să felicit jucătorii noștri pentru toate aceste 7 partide. O singură întrebare. Suporterii de la Supra Băncilor au avut o reacție la final, au aruncat o suflet spre jucătorii Craiovei. E agitație mare, presiune mare. Poate le era cald și au avut nevoie de apă. O seară bună. Da, l-am ascultat pe Mihai Iosif. Interesant ce spune și el. Practic, acuză arbitrajul. Deci, Albu acuză arbitrajul, Iosif acuză arbitrajul, Săpunaru acuză arbitrajul, chiar dacă în termeni mai puțin duri. Și toată lumea vorbește despre primul galben pe care îl încasează Belu. Și vreau să vedem ambele faze, deși la a doua e în mod clar că trebuie să primească avertisment, dar primul galben pe care îl ia Belu. Faza din minutul 18, dacă nu mă înșel. Da. Aici. Intră la Vătăjelu. Radu Petescu foarte aproape, scoate imediat galbenul. Iulian. E corectă decizia? Hai să spun ceva. Eu văd acolo în stânga 1-0. Minutul 18. Vătăjelu este undeva la 70 de metri, dacă nu mă înșel, de poarta Rapidului. Da. Ce putea să facă în faza aia? Eu așa aș vrea să analizez. După aia trecem dacă a fost sau dacă n-a fost fault. Ce putea să facă în momentul ăsta? Belu era aproape de el, stătea pe picioare, putea să ia mingea sau să-l întârzie și să o întoarcă înapoi. Undeva la 90 de metri de poarta Rapidului. Ce se poate întâmpla? Ok, deci spui că decizia lui Belu nu e corectă de a-l ataca. Păi, dar n-ai de ce să ataci așa acolo, sunt să riști, să iei un fault, da? Mai departe. Să iei un cartonaș galben, să faci fault. Bun, e de galben intervenția asta? Păi zi-mi și mie de ce n-ar fi de galben dacă te duci atât de tare. Adică crezi că arbitrii... Se duce, după părerea mea, foarte tare. Da. Da? Asta e părerea mea. Dar atacul mi se pare la minge. Acum nu știu exact cât îi ia și piciorul și... De asta te întreb, că ai jucat fotbal, ai fost implicat în dueluri de genul ăsta. Vrei să spun ceva pe direct când am văzut faza? Eu îmi puneam întrebarea dacă nu cumva e între galben și roșu. După prima reluare, la fel. E, următoarele două reluări... Mă, are rost atacul ăsta acolo? Pentru ce? E un atac cu dreptul, după aia cu stângul, lovești. Am admis asta, că decizia e greșită. Dar nu se gândește că decizia de a ataca... Tu ce crezi că întotdeauna problema este la arbitri sau la adversari? Noi trebuie să căutăm problema și la noi, de foarte multe ori. Chita, asta am admis, aici suntem de acord. Mai departe, încercăm să vedem. Poți să dai galben, e un galben care se poate da. Deci după părerea ta e corect galben. Da, un galben corect. Dar de ce cauți tare acolo? A, scăpa ăla spre poartă, 3 contra 2, ai făcut un fault, ai salvat echipa de la să iei un gol. Acolo undeva, vă mai spun, și nici n-avea ce să facă cu Isuia de-aia. Erau vreo 3-4 jucători de la Rapid care... Bun. Deci spui, cartonaș galben corect acordat, da? Da. Bun, vedem și a doua fază, deși aici lucrurile sunt clare. Ce n-am înțeles aici este de ce totuși a lăsat faza să continue. Pentru că atunci când e al doilea galben, procedura spune că trebuie să oprești jocul. Tocmai pentru că urma eliminarea lui Belu. E de discutat și modul în care simulează Marković posibil penalti acolo. Îmi pare rău de Belu. Aici. Și sincer îți spun, ce
ce poți să... Da, nu, aici nu sunt de discutat. Știi ce se întâmplă? Și vrei să spun ceva? Și aici, știind că ai galben, te expui la un foul exact pe linia de margine. Nu. Cred că Belu a intrat, când, Belu nu, a intrat e prea nervos. Da, prea supramotivat a intrat Belu. Prea nervos. Mie îmi pare rău de acest jucător care... Să știi că poate să ajungă și el la echipa națională. E un fundaș dreapta rapid, centrează foarte bine, urcă în atac, să știi că de foarte multe ori, atât cât el înțelege niște lucruri, se apără și bine, are și talie. De ce să faci lucrurile astea? De ce să ajungi să faci tu lucrurile astea? Deci întotdeauna noi căutăm problemele în altă parte. Știi de să ne mai uităm și de la ce, noi. Iulian? Pentru de că, ce? Pentru Mitul că diferența 41... între jucător bun și jucător de mare calitate se face tocmai în astfel de meciuri în care reușești să te concentrezi, să stii cumpătu, să judești fazele în mod corect. Pentru că altfel, Belu probabil juca deja în stagnitate dacă putea să detașeze, să ia toate deciziile în mod corect, cum spui tu. Tu controlezi jocul, deci hai să spun, am trecut prin asta și îmi pare rău că n-am avut mintea de acum să o fi avut atunci când jucam fotbal. Și să vezi că așa o să gândească și după ani și ani. Nu-i păcat, controlezi jocul, ai 1-0, da. Iei un galben și mai deci am văzut, Radu Petrescu, practic, admitem că a luat deciziile corecte la eliminarea lui Belu. Să vedem ce se întâmplă înainte de golul marcat de Colici. Pentru că și acolo sunt momente în care Rapid acuză. Hai să vedem aici la... Aici la Alami. Rapidiștii acuză că practic este faultat, mingea ajunge la Colici. Toate duelurile astea ți se par fault aici? Se pare vreun duel fault aici, la Bancu, la Vasile Constantin și apoi la Vână. Se pare vreun fault? El continuă, nu cade. Mai, dacă cădea mai devreme, poate îi dădea fault, dar el are mingea sub control. Uite aici, are mingea sub control. Păi de ce nu dai pas în spate? L-ai avut, uite, e albul care puteai să-i întorci, să-i dea una în diagonală și se termina meciul. Ce vrei tu să faci să mai demonstrezi? Uite, aici, da, e faul? N-aș da, da, ok, aici dacă cădea era faul, da, la Bancu. După care putea să dea pasă înapoi. Sincer, nu mi se pare faul, dacă e să-mi dau cu părere. Uite, aici să mai luăm o dată. Aici, deci, dacă cădea, aici era faul, la Bancu, da, cu Bancu. Okay, îi dădea fault acolo, că i-a pus piciorul. Și acolo, da. El continuă, după care ultimul duel, nu e absolut nimic, cred că și alunecă. Hai mai luăm o dată. Aici, uite momentul, aici e Bancu, putea, i-a dat, ai văzut că i-a pus piciorul stâng, da? Putea să, aici, nu știu dacă putea. Și l-a avut pe Albu să întoarcă mingea. Și o punea pe dreptul, dădea diagonală și mai treceau două minute. Nu mi se pare fault. Sincer, nu mi se pare fault, da, în fine. Îl ascultăm și pe Marcovici. Cel care practic a băgat-o pe Craiova în joc, în ciuda marilor ocazii pe care le-a ratat, totuși a marcat. Marcovici. A fost un meci nebun? Sau cum îl putem descrie? Și în teren și în afara terenului. Suntem bucuroși că am reușit să întoarcem scorul, să câștigăm și sperăm să ținem tot așa. Atmosferă superbă în tribune? Ne așteptam să fie atmosferă foarte frumoasă pentru că e un derby românesc, dar pe viitor sperăm ca fanii să vină cât mai mulți. Ai marcat exact înainte să te duci la echipa națională, moralul e la cote maxime. Eu mă bucur că am reușit să câștige echipa, chiar dacă nu marcam eu, era ok dacă câștigam. Și cu toate că am marcat, mă bucur faptul ăsta și acum apre cu o încredere mai mare. Se poate spune că e cea mai bună perioadă a carierei tale, având în vedere că vine convocarea? A venit convocarea. Da, este una dintre cele mai bune perioadele mele, sper să continui la fel și pe viitor. Ce ai schimbat în acest an, în viața ta? Mentalitatea. M-am gândit că trebuie să mă apuc și de fotbal și asta m-a făcut să-mi dau seama.